Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel.